Ok, salutare mă băieți și fete, bine ați venit la un nou episod. Astăzi să facem echipele, să vedem cine cum joacă la turneu și fac acest videoclip pentru că nu vreau să aud reproșuri din partea jucătorilor, bă, de ce m-ai pus cu Stas, bă, de ce m-ai pus cu Bradea, bă, de ce m-ai pus cu nu știu cine. O să fie totul complet random și o să vă explic pe scurt regulile, deci cine nu se prezintă la ora meciului nu va mai juca, va fi eliminat. Cine joacă cu Sandy este eliminat și nu știu, o să extrag, de exemplu, dacă pică 4 cu 8, aceștia vor juca primii. Și tot așa, let's go, hai să vedem ce se iasă. Bun, primul număr este 9, adică echipa lui Salin cu... cu 5, să vedem, cu echipa lui Denis. Salin cu Denis, primul match, o să joace undeva la ora 3 și 10 minute, o să țină maxim până la 3 și 20 sau ceva de genul, cred că e de ajuns. Deci asta este primul match, o să pun aici Salin cu Denis, o să iau pe Salin, pun aici spațiu, Denis, bun. Primul match, Salin, Denis. Ca să se vadă totul, să nu știți că fac eu vreo schemă. Așa, perfect. Hai să vedem next. 8 cu 6. 8 cu 6. Șobolanu cu domnul Civician. Ok. Este totul random, vă mai zic o dată să nu ziceți că... Vai, doamne, ce face Scrappy. Domnul Civician cu Șobolanu. O să-i trecem aici pe... 2 și o să-i ștergem de aici. Perfect. Hai să vedem. 9 a mai fost. Așa. 2 este echipa lui Robert. Ia să vedem cine pică Robert cu 6 cred că a mai fost. 6 este domnul Cilician cu 8. Optima. Da, este Șobolanu cu 5. Ia să vedem. 5 e Denis. 14. Deci Robert o să joace cu X Robert. Să trecem aici. Bam. Al treilea match, o să-i ștergem pe X Robert aici. Bam. Și o să-l punem pe Robert aici. Pe ups, ce-am făcut? Hai că e da. Am înțeles ce-am făcut, Da, nu contează. Da, e bine. Știu eu de unde iau pe Robert. Hai să vedem next. O să fie 7 este Eddie cu 10 cu Eddie contra Bradea. O să fie cel de-al 4-lea match. Bun. La 4-lea match îl trecem de frumos aici. Ok, stop. Da, știu, sunt un imbecil. Al treilea match va fi între Robert cu Fulgere și X Robert. Știu că acolo scrie X Robert cu X Robert. Asta am observat la edit. Îmi cer scuze, sunt un imbecil. Da. 12 cu 4, ok. 12 cu 4 și 4 este Tesla. Ok. Alexen contra Tesla. Îi ștergem de aici. Bun. Alexen cu Tesla, o să îi punem mai sus. Asta o să fie cel de-al 5-lea meci. Îi ștergem de aici. Bam. Next. O să fie 2. 2 este... este luat, cred. Sau mă înșel. 2. Nu știu dacă este luat 2. 2. Nu cred că este la 2. Nu-i văd. Este o secundă. O secundă, boys. 2. Habar n-am. Nu văd să fie 2. Ori sunt eu nebun, ori... probabil. Stai, what the fuck? De ce am mai apărut odată băieții ăștia aici? Nu-i ok. Și-au mai rămas 2, 4, 6, 8. Ok, bine. Nu știu, 2 n-avem. N-avem 2. Sau poate că sunt eu. Bow, așa.
3, adică 3, echipa mea, echipa mea contra ea, contra 6, 3 contra 6, 6 e luat. Stai că și pasta trebuie de aici să o șterg. Bun, și se pune aici 7, aici era 7. Ok, deci sunt 2, 4, 6. Ah, ok, ok. 6 cu 11, adică nu, de fapt era 3 cu 11. 11 e Fly. Ok, eu o să joc contra Fly. Îl punem aici pe Fly. O să fie cel de al 1, 2, 3, 4, 5, 6, al 6-lea meci. O să ne trecem peste. Încă nu a picat stas cu nimeni, nu știu, vedem. O să mă șterg de aici. Bun. Și am mai rămas Liviu Gamer, Vlad Stas și cu Zonix. Ok, hai să vedem. 3 am mai fost. 2. 2, nu știu bă unde-i 2 ăsta, că nu-l văd, să mor. Să mor dacă-l văd pe 2. Nu știu, habar n-am. 6 am mai fost. 1, ok, echipa lui Stas o să joace cu... cu 3, noi deja suntem luați. 9. 9 este luat, cred. Da, este luat. 16, ok, o să joace cu Zonix Stas. Da, deci și așa s-a nimerit. Să-l ștergem pe aici de... Și nu mai rău să facem extragere acum, pentru că am rămas Liviu cu Vlad. Acesta este ultimul match. După calculele mele ar trebui să iasă bine, să vedem câte meciuri sunt. Sunt 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Da, băieți, acestea o să fie meciurile și exact cum le vedeți voi aici, o să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, așa o să se joace în ordinea asta. După o să facem pe live random.org cum o să se joace cei care se califică și tot așa. Cam acesta a fost și videoul, sper să apreciați munca pe care o depun. Eu am fost Crepi și ne auzim la ora 3 pe... la turneu. Ciao!